să nu fie ultimul pe o perioadă lungă, ci dimpotrivă să aducem astfel de evenimente de acum înainte tot timpul în orașul nostru. Aș vrea să-l las pe domnul Dan Dașuvanu, care s-a ocupat foarte mult de organizarea acestui eveniment, să vă spună câteva lucruri și despre cum a reliefat presa internațională evenimentul de la Craiova, pentru că, întâmplător sau nu, știrile despre această troică, așa cum o numește presa internațională, troica de la Craiova, sunt mai multe și mai ample în presa internațională decât în presa românească. Vă rog. Craiova și-a redobândit după 80 de ani, cum spunea doamna primar, vocația diplomatică prin ceea ce s-a întâmplat în ziua de 24 aprilie. Ca o paranteză, în 1934, un craiovean, Nicolae Titulescu, semna înțelegerea balcanică, iar în 24 aprilie 2015, la Craiova se năștea acest grup de la denumit grupul de la Craiova sau troica balcanică de la Craiova, un moment care deschide din nou porțile participării României la politica regională de pe poziția de lider. Pentru că acesta este lucru care trebuie să-l simțim toți și să fim mândri de acest moment. De ce s-a ales Craiova? Cred că toată lumea a avut niște răspunsuri personale. Vă spun că alegerea Craiovei s-a datorat unei munci pe care primăria condusă de doamna Lia Olguța Vasilescu a făcut-o timp de 3 ani de zile, o muncă asiduă atât în cadrul Ministerului de Externe, deschizând toate ușile din Ministerul de Externe român, dar, în primul rând, deschizând ușile ambasadelor țărilor lumii de la București și, în același timp, deschizând ușa ambasadelor României din Europa. Lucru pe care, dacă ne uităm și analizăm presa din ultimii 3 ani de zile, niciun alt primar de mare municipiu din România nu l-a mai realizat. Iar această încredințare a unei sarcini de o foarte mare responsabilitate de a organiza un astfel de eveniment nu numai ne-a făcut să fim mândri, dar ne-am dat seama de faptul că eforturile primăriei Craiova sunt apreciate la nivelul central. Am făcut o analiză a presei bulgare și sârbe din primele 36 de ore după acest eveniment și vreau să vă spun că au fost 47 de articole diferite despre acest eveniment, iar în cele 47 de articole, de 41 de ore a apărut denumirea grupul de la Craiova sau troica de la Craiova. Deci, numele Craiova este deja pe buzele tuturor analiștilor politici. Deci, este clar că orașul nostru s-a integrat în ceea ce înseamnă conceptul de democrație, de diplomație publică. Deci, am ajuns acolo unde, eu părerea mea, că noi ne merităm locul de adevărați români. De cei mai mândri dintre români, da, cum spune cântecul. Un singur paragraf aș vrea să citesc din ceea ce a apărut în presa bulgară, care a fost cea mai darnică în articole și în analize, foarte a doua zi după, deci în data de 28, au apărut nu numai simple știri, au apărut efectiv în presa bulgară analize pertinent despre ceea ce s-a întâmplat la Craiova și care vor fi următorii pași. Și aș vrea să vă citesc un lucru care eu cred că arată exact dimensiunea și amploarea acestui eveniment pe care noi l-am organizat și eu cred că l-am organizat foarte bine pentru că s-au primit mulțumirile domnului prim-ministru Victor Ponta, deci doamna
primar a primit mulțumirile din partea premierului României. Deci cred că ne-am ridicat la... Achiesat la ceea ce ne-a cerut Ministerul Apărării, să oferim sprijin celor care mai sunt în viață și vreau să vă anunț că în zilele de pentru zilele de 29 aprilie și 9 mai, care a fost ziua Victoriei, am stabilit că de la bugetul local să meargă niște pachete către veteranii de război, cărora le mulțumim pentru ce au făcut pentru noi, pentru jertfa de acum 70 de ani. Vă stăm în continuare la dispoziție pentru întrebări legislatorii, pentru că sistemul de undă verde nu are cum să funcționeze atât timp cât strada Calea București este în continuare în plin șantier. Ele, ca să ajungă la parametri optimi, ar trebui să fie racordate cu toate semafoarele de pe străduțele adiacente și, de asemenea, ar trebui ca pe Calea București traficul să se desfășoare normal. Or, acest lucru nu se poate întâmpla până la finalul acestui an, când, în sfârșit, Calea București va fi modernizată, vom face și acele câteva extinderi pentru benzile spre dreapta. Și bineînțeles că va trebui să refacă și calculele. Noi am cerut deja sprijinul Universității din Craiova, al domnului decan de la Automatică, pentru a face reglajele în calculator exact cum este în lumea civilizată. Ne-am dat seama că traficul este infernal din motivele pe care vi le-am expus. De aceea, în continuare, vom avea o perioadă de timp până când se reabilitează Calea București, cele trei sensuri giratorii. Aș vrea să le reamintim craiovenilor dacă, în aceste condiții de aducțiune a firului 2 de la Izvarna, costul metrului cub de apă furnizat către populație va crește și ce se va întâmpla cu pierderile existente în rețea pe care le registrează compania de apă, furturi și alte cheltuieli în plus suportate de compania de apă. Nu pot să vă dau un răspuns acum pentru ce va fi peste 3 ani de zile, dar după cum știți, acum 4 ani, nu pe mandatul meu, s-a semnat un contract cu o bancă atunci când s-au luat banii pentru master planul 1 și s-a decis că va crește la fiecare 3 luni costul metrului cub de apă. A fost o condiție pe care a pus-o banca respectivă, pe care a votat-o Consiliul Local de la vremea respectivă și pe care noi trebuie să o punem în practică de fiecare dată. În momentul în care vom avea această aducțiune, teoretic, apa ar trebui să ne coste mult mai puțin, pentru că are nevoie de o tratare mai mică și, în fine, fiind vorba de o conductă nouă, n-ar trebui să mai avem pierderile pe care le avem acum după 40, după 60 de ani, de fapt, de când a fost dată în funcțiune conducta cealaltă. Eu vă spun că era prioritar pentru Craiova și a fost o prioritate pentru mine aducțiunea firului 2 de la Izvarna, pentru că firul 1 are foarte, foarte mari probleme. El a ieșit din uz de peste 20 de ani. A ieșit din uz la modul că el este în continuare folosit, dar ar fi trebuit să fie locuit încă de acum 25 de ani. Am avut foarte multe incidente pe parcursul acestei conducte. Vă aduceți aminte la Vârț, când am avut o avarie foarte mare, orașul a rămas aproximativ o zi și jumătate fără apă potabilă, în condițiile în care s-a lucrat din greu de cei de la compania de apă să remedieze această defecțiune, dar e clar că mai devreme sau mai târziu o să crape acea conductă. Și atunci era obligatoriu să ne luăm toate măsurile de siguranță, să avem firul 2 și cu atât mai mult este important că vom bea apă plată, care este de cea mai bună calitate pentru creier. Am și o întrebare.